Copiii și tinerii din localitatea Reva, ca orașul Sângera, vor juca fotbal în condiții mai bune. Un teren de mini-fotbal modern a fost construit în curtea gimnaziului din localitate. Acesta este dotat cu tribune, gazon, gard de protecție pentru a asigura confortul necesar atât pentru sportivi cât și pentru spectatori. Terenul a fost realizat în conformitate cu standardele europene și acoperit cu gazon sintetic. Astfel, condițiile meteo nu vor fi un impediment pentru antrenamente. Eu am așteptat acest teren două luni de zile și aș dori foarte tare să mențin acest teren aici la noi în sat. Cât de des voi ieșiți cu băieții? Sunt fiecare zi. Nu avem teren și trebuia să plec până la Sângera să joc. Îmi place terenul ăsta. Eu prima dată vin la camp la aici și cred că să mai vin și să mai pot juca. Construcția acestui stadion este primul proiect de infrastructură socială din cadrul programului Satul European. Atunci când am avut proiectul tehnic gata, expertizat, avizat, guvernul a anunțat programul Satul European. Ne-am bucurat enorm de mult când a fost selectați. Este un proiect cu atât mai mult binevenit pentru că suburbiile, în general, sunt foarte rar eligibili pentru a aplica la un șir de proiecte. Se fructifică posibilitatea de organizare și de participare și practicare a sportului rege, a fotbalului, prin astfel de programe și proiecte, prin dezvoltarea infrastructurii, prin dezvoltarea facilităților sportive. Să atragem cât mai mulți copii să practice fotbal. Este printre primele proiecte care deja sunt finalizate în cadrul proiectului Satul European, dar de asemenea știu că se construiesc și alte obiective sportive în alte localități care pe parcursul următoarele 12 luni vor fi date în exploatare. Valoarea proiectului este de 2,1 milioane de lei, bani alocați din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală.